Interviu în exclusivitate pentru Libertatea cu ambasadoarea Chinei la București, Jiang Yu, despre criza provocată de coronavirus. Peste 1000 de oameni, vă reamintesc, au murit, alții zeci de mii s-au îmbolnăvit, arată bilanțul care crește alarmant de la o zi la alta. Iată ce a declarat ambasadoarea pentru Libertatea. Creșterea cazurilor suspecte încetinește și este un semn important că ne apropiem progresiv de punctul de cotitură al epidemiei. Măsurile drastice, precum carantina de la Wuhan, sunt măsurile eficiente. Și fără îndoială, această epidemie a expus și unele dintre punctele noastre slabe în domeniul de sănătatea publică. Vom moderniza sistemul de control și prevenirea bolilor, spune ambasadoarea Chinei pentru Libertatea. Mai mult decât atât, declară că unele țări, în special Statele Unite ale Americii, au reacționat excesiv la epidemie și au adoptat măsuri de răspuns excesiv, care contravin recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Sperăm ca țările în cauză să adopte o atitudine obiectivă și rațională. Cercetările preliminare ale oamenilor de știință au sugerat că virusul este probabil să provină de la anumite animale, ceea ce necesită cercetări suplimentare. Iar guvernul Chinei a susținut întotdeauna o cultură alimentației civilizate, cerând în același timp consumatorilor să nu cumpere, să nu consume animale sălbatice care au fost capturate și comercializate ilegal.